Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune, Perfectul Simplu. Suntem în Biserica Sfinții Împărați Sopot, iar această emisiune este realizată cu binecuvântarea episcopului Slatinei și Romanaților, preasfințitul Sebastian. Gazdă și invitat în același timp este părintele Nicolae Nicolaescu, preot slujitor la această biserică. Bine v-am găsit, părinte! Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit, iată, aici. V-ați găsit timp să ne vorbiți despre Isus, despre credință, despre lumină. Se apropie Sfintele Paști. Mai sunt câteva zile, suntem în săptămâna patimilor. Ne pregătim să primim lumina. Bine ați venit, cu bucurie, și de fapt bucuria este împărtășită de noi toți, pentru că, iată, prin intermediul televiziunii putem să transmitem, putem să aducem la cunoștința întregului popor, însetat poate de cuvântul lui Dumnezeu, acest mesaj de binecuvântare, iată această veste minunată, această lucrare dumnezeiască care se înfăptuiește de fapt an de an în chip mistic, lucrarea de mântuire și salvare a neamului omenesc din robia păcatului, prin jertfa, crucea, sângele și lucrarea dumnezeiască a Fiului Tatălui Ceresc, Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său și l-a jertfit pe pământ și l-a jertfit ca noi să învățăm ceva din acest sacrificiu suprem. Cum trebuie să ne pregătim pentru această sărbătoare care începe de fapt cu o mare durere, răstignirea și moartea Mântuitorului? Jertfa nu este numai pildă. Sigur că este și pildă pentru noi toți. Dar jertfa este o necesitate absolută pentru salvarea și mântuirea neamului omenesc. De fapt, este singura modalitate pe care Dumnezeu o află spre a ne salva pe noi oamenii din robia păcatului și implicita morții. De ce? Pentru că nimeni dintre noi nu este și nu era capabil să aducă jertfă curată, jertfă imaculată pentru ceea ce omul de fapt a greșit în străfundul istoriei umanității. Este vorba de protopărinții noștri ai tuturor, Adam și Eva. Ei și implicit toți care i-am urmat în istorie, nu puteam să aducem această jertfă nesângeroasă pentru că psalmistul David spune în psalmii săi, în păcate m-a născut Maica mea. Ori cel care aduce jertfa curată și imaculată este unul fără de păcat. Ori între noi oameni nu există și n-a existat o asemenea persoană. A trebuit ca însuși Dumnezeu să găsească această modalitate pentru a trimite pe unicul Său Fiu, iată Iisus Hristos, în lume, prin urmare să se înomenească Hristos prin întruparea din Sfânta Fecioară Maria, ca să poată aduce această jertfă nesângeroasă în calitate de om, dar în aceeași măsură și ca Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este om adevărat, asemenea nouă, cu excepția păcatului, dar în aceeași măsură este și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, așa cum mărturisim în simbolul credinței. În persoana lui Hristos, iată, se împletesc cele două firi, cele două naturi, umană și divină, în chip neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat. Sigur că aceasta este o teologie mai înaltă, dar care nu scutește pe nimeni de a fi asumată, de a fi înțeleasă, de a fi, de fapt, trăită la modul acesta
absolut în ceea ce privește jertfa divină. Pentru că noi suntem chemați, Hristos ne cheamă la aceeași jertfă, Hristos ne invită, iată, ne spune tuturor, de voiește cineva să vină după mine, să-și acrucea sa, să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Cum ne pregătim? Noi suntem pământeni, suntem cu păcatele noastre, cu durerile noastre, cu îndoielile noastre. Este o pregătire specială, așa cum vă întrebam mai devreme, să primim lumina. Să vorbim despre păcate, Părinte, să vorbim despre spovedanie și despre Sfânta Împărtășanie. Sigur că în tradiția noastră creștină, în speță ortodoxă, pentru că suntem ortodoxi, există o perioadă specială de pregătire în ceea ce privește întâlnirea cu Hristos, cel răstignit și înviat. De altfel, nu este singurul post important din anul liturgic bisericesc. După cum știm, mai avem și postul Crăciunului, un post mai lung de 40 de zile, postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, și postul Adormirii Maicii Domnului. Sunt perioadele predilecte, perioadele speciale în care creștinul are posibilitatea, iată, să se pregătească, să se purifice, să aibă această șansă a unei întâlniri curate, întâlniri luminate cu ceea ce înseamnă divinitatea, cu ceea ce înseamnă Dumnezeu, cu ceea ce înseamnă curăția, sfințenia, puritatea. Această realitate în care trebuie să se întâlnească omul cu Dumnezeu. Pentru că nu există o altă realitate de întâlnire dintre divinitate și umanitate decât în curăție, în pocăință, în sfințenie, în binecuvântare și lumină, daruri minunate și scumpe, revărsate de Dumnezeu peste noi toți. Cum se face spovedania? Sunt fel de fel de obiceiuri, ca să spun așa, nu neapărat impuse de preoți, cât de cei care merg la biserică, știți cum se spune, babele, pentru că de obicei oamenii mai în vârstă vin la biserică. Cum se face, spovedania este o taină, Părinte, da? Da. Și am văzut, sunt biserici unde lumea se înghesuie și voit sau nu, eu zic că de obicei nu, că n-ar trebui să intereseze pe nimeni, dar curiozitatea omenească este, nu? Este un păcat? Curiozitatea poate fi un păcat. Sau nu? Nu neapărat. Nu neapărat. Nu neapărat. Curiozitatea, îmi spunea cineva, o doamnă cu o vârstă venerabilă și totodată înțeleaptă, îmi spunea la un moment dat că această curiozitate este apanajul omului inteligent. Deci Dumnezeu ne-a dat, ne-a înzestrat cu inteligență, cu rațiune, cu această predilecție de căutare, de evoluție, de aflare. Omul tinde spre lumină, spre cunoaștere, spre absolut. Și e normal să fie așa, pentru că este un dat ontologic. Vorbeam este, de despre... fapt, da. Ceva din chipul lui Dumnezeu amprentat în ființa umană, rațiunea, iată, setea de cunoaștere, voința, simțirea, toate sunt căutări ale lui Dumnezeu coagulate în ceea ce noi numim sufletul omenesc cu toate componentele sale. Vorbeam despre această curiozitate de a afla cât lucruri despre alte persoane. Deci, cum se face spovedania? Spovedania fiind o taină, deci nu la înghesuială, nu în turmă, da? Categoric. Sigur că dumneavoastră și mi se pare normal să fiți preocupată
de aspectele acestea practice ale rânduielii bisericești, pentru că vă confruntați cu el. Vreți să aveți, iată, parte de taina mărturisirii, a pocăinței, de primirea iertării din partea lui Dumnezeu, care este o componentă a tainei mărturisirii și așa mai departe. Eventual, cu întâlnirea la modul total, plenar și absolut al omului cu Dumnezeu în taina Sfintei Euharistii. Pentru că împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos este o întâlnire absolută și totală. Are loc această contopire a dumnezeirii cu umanitatea în taina euharistică. Cred că ar trebui să punctăm puțin, de fapt, ceea ce este mărturisirea, pocăința sau spovedania, cum mai este cunoscută în termenul acesta generic în mediul ortodox. Pentru că taina mărturisirii, iată, este una din cele 7 sfinte taine ale Bisericii, prin care Dumnezeu pogoară harul divin, iată, puterea Duhului Sfânt, peste primitor, în cazul nostru, peste cel care se mărturisește. Mărturisirea nu înseamnă numai enumerarea păcatelor, numai mărturisirea lor. Taina mărturisirii începe mult mai devreme cu un proces de conștiință, cu o introspecție, iată, cu o privire interioară asupra vieții tale. Păcatele, greșelile, neputințele, căderile, patimile, dependențele, adicțiile, toate acestea sunt lucruri care întunecă conștiința umană, care fac viața urâtă a fiecăruia dintre noi, care aduce neliniște în adâncul sufletelor noastre. Ori omul vrea și trebuie să trăiască frumos. Ori frumusețea nu poate afla decât prin eliberarea de toate aceste mizerii interioare, ca să nu le mai enumăr. Și lucrul acesta se realizează în taina mărturisirii păcatelor, taina pocăinței. Dar de unde știu eu care sunt păcatele? Un om de rând, un muritor de rând. Sigur că nu le putem ști chiar așa la modul acesta teologic-moral, după didactica teologică-morală studiată în seminarii teologice, în facultățile de teologie, compartimentate, enumerate, împărțite în anumite categorii, pentru că, de fapt, nu cred că este necesar să știm noi toți lucrurile acestea la modul acesta teoretic, didactic. Vreau să spun altceva. Fiecare dintre noi, indiferent de pregătirea noastră culturală, indiferent de cunoștințele noastre teologice, fiecare dintre noi, oricât de puțin am fi pregătiți din perspectivă intelectuală, în adâncul sufletului nostru simțim ceea ce este bine și ceea ce este rău. Avem această capacitate de deosebire a binelui de rău. Și atunci când greșim, știm că greșim în fața lui Dumnezeu, în fața propriei noastre conștiințe sau în fața celor de lângă noi, asemenilor. Pentru că Dumnezeu ne judecă nu în virtutea cunoștințelor acumulate, nu în virtutea unei pregătiri didactice, teologice, grozave. Dumnezeu ne judecă în virtutea, iată, capacității noastre primordiale, elementare, de deosebire a binelui de rău. Pe noi creștini ne judecă din perspectiva noului legământ. Avem datoria să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, avem datoria să-l pătrundem, să-l înțelegem și mai mult decât atât, trecând peste această treaptă, dacă vreți, teoretică, avem datoria să trăim în propria noastră ființă și viață, punând în aplicare cuvântul și viața lui Hristos. Dar nu sunt numai creștini pe pământ. Știm că, în definitiv,
deținem un procent destul de mic comparativ cu întreaga populație a globului. Avem multe alte religii. Avem atei liberi cugetători sau indiferenți religioși. Există credință, dar mai multe religii, da? Categoric, categoric. Ori Dumnezeu judecă pe așa numiții păgâni. Ce înseamnă păgân? Sigur că în limbajul nostru curent are un sens peiorativ, dar păgânul în sensul lui inițial, primordial, însemna omul din afara cetății, cel care nu locuia în polis, omul care nu luase cunoștință despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că apostolatul, vestirea cuvântului lui Dumnezeu inițial, după trimiterea în misiune de către Hristos a celor 12, s-a făcut în principal, dacă nu la modul acesta total, în primul rând, în cetăți, în marile polisuri ale antichității de acum 2000 de ani, Roma, Atena, Alexandria. Și aș putea enumera multe asemenea cetăți, polisuri importante, celebre ale vieții sociale și civilizate din acele timpuri. Ori păgânul, iată, este omul care încă nu a luat cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu. Cum este el judecat? Pentru că, sigur, și el trece în viața de dincolo, de fruntariile acestei realități temporale și... Deci înțeleg mundane. Că dacă nu știe, nu putem judeca. Da, la o primă remarcă, trebuie da. La o primă remarcă, da. Și totuși, fiecare dintre noi este judecat în virtutea, iată, legii morale naturale. Deci omul se naște cu acest dat ontologic al cunoștinței, al deosebirii, al demarcării între bine și rău. De fapt, ce înseamnă fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor? Oamenii interpretează în fel și chip. Da, și aici vorbim tot de modul peiorativ al înțelegerii acestei fericiri pe care ne-o face Hristos Domnul. Fericirile care se spun la fiecare liturghie. Sigur, sunt inserate în celebrarea Sfintei Liturghii și ele ar trebui mult mai temeinic și mai profund înțelese, pentru că fericirea este o culme a trăirii credinței, o culme a trăirii în Hristos, un apogeu. Nu este numai intrarea în împărăție, nu este numai accesul, numai pregătirea și intrarea. Este, iată, o treaptă superioară de fericire, de evoluție, de plenitudine. Și dacă vă referiți la fericiți cei sărași cu Duhul, aici Hristos are în vedere nu pe cel naiv, nu pe cel nepregătit, nu pe cel... care înțelege mai puțin anumite lucruri. Pe cel, iată, lipsit de cunoștințe, ci aici Hristos are în vedere cu totul altceva. În altă parte, Hristos ne spune, lăsați copiii să vină la mine, căci a unora ca aceștia va fi împărăția cerurilor. E, curăția, puritatea, lipsa de păcat și de răutatea copilului poate fi similară cu cel care ajunge la acest stadiu de sărăcie a Duhului. Sărăcie, iată, de fapt, bogăție, pentru că te îmbogățești cu bunătate, cu lumină, cu bucurie, cu binecuvântare și iertarea din partea lui Dumnezeu. Lăsând la o parte toată această zgură a păcatului, a fără de legii, pentru că sărăcia cu Duhul este nu sărăcia intelectuală, ci este, iată, golirea, debarasarea de toate gândurile, simțămintele, cuvintele,
faptele și cugetele noastre din perspectiva aceasta a răutății, a invidiei, a bârfirii, a tuturor altor păcate și dependențe mult mai urâte și spurcate pe care, din păcate, societatea de astăzi le are și le deține într-un proces atât de mare. Care ne umplu viața în mod inutil. Fapt vizibil, nu numai la modul personal, ci chiar privind la mass media, la social media, la tot ceea ce oferă, din păcate, societatea. Iar rolul dumneavoastră, misiunea dumneavoastră e cu atât mai grea și mai țintită, să zic. Putem primi Sfânta Împărtășanie dacă nu ne spovedim? Nu, categoric nu. De ce? Pentru că Euharistia, Sfânta Împărtășanie, nu poate fi primită decât în stadiul de curăție, de purificare, de luminare, de debarasare, de păcat, de patimă, de fără de lege. Noi nu putem avea compatibilitate cu lumina, cu sfințenia, cu puritatea, cu splendoarea lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, îl primim pe Dumnezeu. Da, Euharistia este sânge și trupa lui Hristos, a doua persoană a Sfintei Treimi. De fapt, secretul vieții creștine cam acesta este, ca omul, în speță creștinul, să trăiască în așa fel încât să ajungă la nivelul de compatibilitate cu Dumnezeu. De fapt, noi ne alegem calea, noi ne alegem locul în care să fim și să trăim, fie temporal, aici în viața aceasta sau în veșnicie. Este o respingere, iată, este o distanțare care, dacă vreți, se face într-un mod chiar automat în ceea ce privește întâlnirea omului cu Dumnezeu. Trebuie să fii compatibil cu Dumnezeu prin pocăință, prin mărturisire, prin iertare, prin canon, prin, iată, forțarea aceasta interioară, lupta aceasta duhovnicească de natură spirituală, de a te debarasa de rău, de natura, de sinele tău rău, păcătos, așa cum ne spune Hristos, de vrei, de voie să vii după mine, să te lepezi de tine, să-ți iei crucea și să murmești. Ce înseamnă lepădarea de tine? Leapădă-te de sine. Te lepezi nu de personalitatea ta, nu de datul tău ontologic a ființă umană, clădită după chipul și spre o continuă asemănare cu Dumnezeu. Te lepezi de sinele tău alterat, iată, bolnav, degradat, care s-a realizat din nefericire prin căderea protopărinților Adam și Eva, săvârșind păcatul primordial al neascultării și în chip, iată, genetic, moștenit de noi toți prin succesiunea generațiilor, prin naștere. Deci dacă vin să mă spovedesc, aștept să mă întrebe părintele sau încep eu să spun ce cred că am greșit? Cred că putem să trecem și la aspectul practic, pentru că dumneavoastră, de fapt, ați deschis discuția cu perspectiva aceasta de natură practică a tainei mărturisirii. Taina mărturisirii implică foarte multă experiență duhovnicească, spirituală, pastorală din partea preotului duhovnic, preotului confesor. Și sigur că aici vorbim de pregătirea, în primul rând, a lui ca persoană, ca rugător
și ca preot, pentru că preotul este în aceeași măsură preot, iată, hirotonit, consacrat lucrării divine, săvârșite la altar, dar în aceeași măsură trebuie privit și ca om, pentru că el este om totuși. Și în privința duhovniciei are nevoie de multă, multă experiență. Dacă mă întrebați personal, au fost câțiva ani buni în care la începutul preoției n-am îndrăznit să mă apropii de taina mărturisirii. De ce? Știu eu, 3, 4, 5 ani, nu rețin câți ani, dar au fost niște ani buni în care am considerat că nu sunt încă pregătit la o anumită vârstă și cu o totală lipsă de experiență pastorală să pot să stau în scaunul de duhovnic și să am această imensă responsabilitate de a ierta sau a nu ierta păcatul omenesc. Pentru că Hristos ne spune clar, cărora le veți ierta, iertate vor fi, și cărora nu le veți ierta, nu vor fi iertate. Sunt păcate de neiertat? Da, din perspectivă teologic-morală putem să spunem că sunt și păcate de neiertat. Și aici m-aș referi în speță numai la păcate împotriva Duhului Sfânt. Spune Hristos prin intermediul Scripturii că dacă veți greși față de cineva anume, chiar aducând în discuție persoana Fiului, dacă vă pocăiți, vă îndreptați, regretați, vă întoarceți din calea păcatului, veți fi iertați. Dar dacă veți greși față de Duhul Sfânt, nu veți fi iertați nici în veacul de acum, nici în veacul viitor. Vedeți, Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi. Și chiar în Scriptură și chiar în teologia ortodoxă se vorbește destul de puțin, cu puțină îndrăzneală și destul de voalat, despre lucrarea Duhului. Pentru că este o lucrare foarte, foarte volatilă, foarte subțire. Spune Scriptura că Duhul Sfânt, iată, adie, nu știm din ce parte și când. Duhul Sfânt este persoana cea mai sensibilă, cea mai gingașă, dacă pot să mă exprim în termenii aceștia uzuali, în ceea ce privește descrierea sau catalogarea persoanelor divine. Sunt lucruri despre care vorbim totuși mai puțin. Și care ar fi greșeala față de Duhul Sfânt, greșeala noastră a oamenilor? Deci, dacă vreți un exemplu de greșeală, este hula, afrontul la adresa lui Dumnezeu și în speță la adresa Duhului Sfânt, înjurătura, pentru că este chiar dramatic să vorbim despre lucrurile acestea. Să înjuri pe Dumnezeu, să înjuri Duhul Sfânt, este păcat strigător la cer, este păcat inadmisibil. Dumnezeu este bunătate, este lumină, este salvare, este iertare, este mântuire, este înviere, este viață și nu una mărginită de temporalitate și materialitate. Este viață în plenitudinea ei absolută, viață în veșnicie. Este inadmisibil și irațional să admitem, măgar să gândim la lucrul acesta, ca cineva să înjure divinitatea și în speță Duhul Sfânt. De aceea este foarte important, iată, să avem o bună rânduială în taina mărturisirii și un bun raport în ceea ce privește taina și din partea mea ca preot confesor, duhovnic, dar în aceeași măsură și din partea creștinului, mireanului. Și dacă vreți o regulă,
Pentru că m-ați întrebat cum trebuie procedat. Întrebi, aștepți răspunsul. Asta ține de experiența pastorală, duhovnicească a fiecăruia dintre noi preoții. Nu este o regulă generală, nu este șablon. Și până la urmă, de relația specială care se stabilește în timp între preotul confesor și miream, pentru că am înțeles că putem să mergem nu neapărat la biserica de care ținem, dacă considerăm că este nepotrivit, eu știu, nu există o compatibilitate. Putem să mergem oriunde, să alegem un preot să... Bună întrebare! Eu am sfătuit pe toți creștinii care mi-au venit în scaunul mărturisirii, mergi inițial la 1, la 2, la 3, la 5 preoți. Unde îți găsești locul? Unde îți găsești liniștea sufletească? Unde găsești răspunsul la întrebările tale, la căderile tale, la neputințele tale? Acolo rămâi. Dar în momentul în care ai rămas, trebuie să ai o legătură de natură interioară, ca între părinte și fiu, ca între magistru și discipol. Și poate că preotul este mai apropiat, poate, decât un părinte, nu? Poate unui părinte nu-i spui totul. Legătura ta cu preotul respectiv trebuie să persiste, trebuie să dea roade, trebuie să evolueze, iar aceasta nu se poate face decât în timp, să știți. Ca să cunoști cele mai fine cute ale unui suflet uman, ca să cunoști adâncul, iată, simțămintelor, gândurilor, trăirii unei persoane umane, îți trebuie nu un an, nu doi, îți trebuie poate 15-20 de ani ca să poți să-l cunoști, ca el să poată avea încredere în cuvântul tău, care de fapt nu este al tău, ci este al lui Dumnezeu. Pentru că preotul confesor este de fapt o interfață între Dumnezeu și om. Omul care vine la mărturisire trebuie să aibă conștiința că el se mărturisește lui Hristos. Hristos ascultă mărturisirea, Hristos, iată, luminează preotul prin care vine sfatul și Hristos este cel care iartă și dezleagă păcatul omenesc. Preotul confesor nu este altceva decât o interfață între divinitate și om. Asemenea unei secretare care, iată, din antecameră te bagă în audiență la director. Rolul secretarei este foarte important. Categoric. Părinte, să vorbim despre Denii. Suntem în săptămâna patimilor. În fiecare zi, la biserică, seara, este o slujbă specială. Care este semnificația acestor slujbe, deniilor? Marele post al Paștelui culminează cu ultima săptămână, săptămâna finală, care este numită săptămâna pătimirilor lui Hristos, sau săptămâna patimilor, care, expresie cuvânt, poate avea și altă conotație. Mai corect este spus săptămâna pătimirilor lui Hristos. Ea are o deosebită importanță, semnificație și mai cu seamă pregătirea noastră pentru întâlnirea, așa cum se cuvine, în ziua învierii. Întâlnirea omului cu Dumnezeu, ca bucuria să fie deplină, ca bucuria să fie asumată de fiecare dintre noi, ca bucuria învierii să fie trăită, experiată, iată, în adâncul sufletelor noastre. Săptămâna aceasta începe cu Duminica Floriilor, Duminica Intrării în Ierusalim. Este momentul de triumf, momentul, iată, de biruință, momentul de bucurie, momentul de recunoștință. Se recunoaște în persoana lui Hristos, la intrarea în Ierusalim, pe Mesia, cel trimis de Dumnezeu, cel care vine să elibereze lumea, poporul, în speță evreu. Dar nu la modul acesta social-politic, așa cum au înțeles evreii,
ci la modul total, la modul plenar absolut al umanității eliberate de păcat, de cădere, de degradare, de tot răul pe care îl experimentăm în viața aceasta și în ultimă instanță ca un apogeu, ca o chintesență al acestui rău de moarte. De moarte prin moartea lui Hristos, ca să putem să avem parte și să ne folosim și să trăim și noi în înviere și viață veșnică. Nu degeaba, nu la voia întâmplării avem acea minunată cântare, noaptea de Paști. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, cu moartea Lui călcând pe moartea noastră, spulberând consecințele morții și tuturor nouă, celor care acceptăm, celor care asumăm această experiență în propria noastră viață a morții și învierii lui Hristos, ca rod al propriei noastre învieri și a vieții veșnice. Ori, perioada aceasta, iată, are un urcuș. De fapt, urcușul este și unul de natură fizică, dacă vreți, geografică, pentru că se urcă de jos, de pe Valea Iordanului, din Capernaum, din Ierihon, ultimul drum al lui Hristos pe care îl face spre cruce, se urcă continuu în Ierusalim, pe Golgota, la o anumită altitudine comparativ cu nivelul Iordanului și al Mării Moarte. Dar acest urcuș, iată, de natură fizică, are echivalent în realitatea spirituală, în realitatea soteriologică, mântuitoare, a operei de izbăvire și salvarea noastră a tuturor prin ceea ce urmează în săptămâna aceasta a pătimirilor. Omenirea îl recunoaște ca Mesia, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca izbăvitor. Dar această recunoștință este una efemeră, una de o clipă. Omul atât de schimbător, de decăzut, de lipsit de substanță, și mă refer la nivelul lui spiritual, uită repede. Pentru că numai în câteva zile, cei care strigă Osana, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, aceiași oameni vor striga, iată, ca și demonizați, răstignește-l, răstignește-l. La modul acesta, dacă vreți, irațional și demențial. Pentru ce răstignire? Ce vină avea Hristos? Ce îi se putea imputa? Absolut nimic. Primește o condamnare total nedreaptă, este batjocorit, este pălmuit, este scuipat, este lovit și în ultimă instanță este răstignit. Pentru ce? Pentru o totală nevinovăție. Pentru că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, fără de greșeală, fără de pată, fără de păcat, pentru că toate acestea sunt incompatibile cu dumnezeirea. Și totuși acceptă. Și totuși acceptă crucea, acceptă suferința. Pentru că nu, asta era misiunea. A primit o misiune din partea Tatălui, a acceptat-o, a înfăptuit-o și iată roadele acestei jertfe, acestei jertfe sângeroase și fără de vină, care se întruchipează, se coagulează, ia ființă în ceea ce s-a întâmplat cu adevărat nou și unic pe pământ, învierea lui Hristos. Niciodată cu propria sa putere, din propria sa voință, cu propria sa jertfă, n-a murit și n-a înviat
decât numai singur Dumnezeu, omul și omul Dumnezeu, Iisus Hristos. De ce? Pentru noi, sau mai bine zis, pentru ce? Pentru noi și pentru a noastră mântuire. Aici este vorba, iată, despre conlucrarea Sfintei Treimi, pentru că Tatăl îl trimite pe Fiul, Fiul ascultă pe Tatăl, iar Duhul Sfânt îl zidește, îl îmbărbătează pe Fiul ca să poată să ducă la sfârșit această misiune cu adevărat dumnezeiască. Dar misiunea este continuă, Părinte. De mii de ani am înțeles, înțelegem jertfa lui Hristos? Da, întrebarea este justă și răspunsul la această întrebare cred că este ambivalent. O parte din umanitate înțelege, primește, asumă și înfăptuiește la modul personal lucrarea lui Hristos, iar o altă parte, lăsând ca proporția să o aprecieze și să o judece numai Dumnezeu, pentru că El este singurul în măsură să ne evalueze pe fiecare dintre noi, o altă parte, din nefericire, nu înțelege și, mai bine zis, nu vrea, nu este interesat să înțeleagă această lucrare a lui Dumnezeu pentru noi toți. Mă gândesc că tot la televizor am văzut, pe un anumit post sau pe mai multe posturi sau chiar online, sunt voxuri. Și sunt persoane întrebate, întrebarea este, ce este Paștele? Și se uită unii și spun, a, păi mâncăm ouă și miel, și cozonac, și bem vin, și petrecem. Ca păstor spiritual. N-aș vrea să generalizăm. Am înțeles. Desigur, sunt selectate, dar sunt, există astfel de persoane și culmea este persoane în vârstă, care merg de ani și ani la biserică, pentru că sunt întrebate persoanele respective, mergeți la biserică? Da, în fiecare an, maică de 60 de ani sau de 70 sau... și ce este? Păi mâncăm ouă, bem vin și este nașterea Mântuitorului, am mai văzut răspunsuri. Da, ca păstor spiritual o spun cu tristețe, că în primul rând noi preoții, clericii, nu ne facem datoria în această privință, în această perspectivă. Este în primul rând minusul nostru și după aceea a celor care nu cunosc semnificația unei sărbători, care de fapt este cea mai mare sărbătoare a creștinismului, învierea lui Hristos. Ne lipsește această componentă a catehizării, a învățării, a transmiterii adevărului divin inserat în Sfânta Scriptură și în tradiția noastră bimilenară. Ar trebui să facem mult mai mult în privința aceasta, să pregătim temeinic pe creștinii noștri în ceea ce privește cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând cunoașterea Scripturii. Ori, din păcate, trebuie să o recunoaștem cu tristețe că la noi există un minus în privința aceasta. Eu am spus-o și în anumite predici. Ce facem noi ortodoxi? Ce am făcut noi ortodoxi în decurs de sute și poate mii de ani? Și le-am arătat Sfânta Evanghelie. Uitați-vă la ea. Am ferecat-o. Am copertat-o cu metal, am închis-o, am sigilat-o. Ori nu, acesta este, iată, rostul Cuvântului lui Dumnezeu, a Scripturii. Ea trebuie citită, trebuie înțeleasă, trebuie studiată, trebuie asumată, trebuie aplicată în viața noastră. Fiecare creștin, măcar o dată în viață, ar trebui să
citească Sfânta Scriptură din scoarță în scoarță. Din păcate, trebuie să o spun cu regret, că noi nu punem accent pe aspectul învățătoresc, didactic, explicativ, aspectul acesta de comentariu, de exegeză. Există pași, sunt inițiative pentru a schimba această realitate? Da, la nivel instituțional există, dar nu știu cât succes au aceste programe și cât de serios, de temeinic se fac și sunt luate în considerație. V-aș întreba ce este de făcut, care sunt ideile dumneavoastră, dar mai sunt puține minute până la sfârșitul emisiunii. Aș vrea să vă provoc să mai facem și alte emisiuni, pentru că sunt... De exemplu, v-aș fi întrebat, dar nu mai este timp, despre rugăciune, despre cruce, despre rugăciune, câteva cuvinte, Părinte, pentru că spunem adesea... Da. Se și înjură, dar în momentele dificile, și cred că în fiecare zi cineva spune, Doamne ajută! De fapt, ce este rugăciunea? Rugăciunea nu este altceva decât respirație creștină, realitate a trăirii creștine. Rugăciunea este nu altceva decât un dialog, de data aceasta, cu Dumnezeu. Când te rogi, ai conștiința că stai de vorbă cu Dumnezeu, că Dumnezeu te ascultă, că Dumnezeu îți primește ruga, că Dumnezeu îți dă o rezolvare, că Dumnezeu te luminează într-o anume privință, îți deschide un anume drum, pentru că altfel nu te-ai ruga. Dacă nu trăiești și nu te rogi cu această conștiință a realității prezenței lui Dumnezeu în rugăciune cu tine, renunți, nu te rogi. Nu te rogi, nu stai de vorbă cu un scaun, cu o bancă, cu un lucru neînsuflețit, stai de vorbă cu o persoană, da? Stăm de vorbă împreună, vă ascult și mă ascultați. Același lucru se întâmplă în rugăciune. Când te așezi la rugăciune, fie ea personală sau comunitară, știi și ești convins că tu stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu te ascultă și îți primește rugăciunea ta cu tot ceea ce ai tu în sufletul tău, pe conștiința ta, cu durerea ta, cu neîmplinirea ta, cu căderea ta. Pentru că rugăciunea, dacă vreți, și o perspectivă didactică, este de trei feluri. De proslăvire, de mulțumire și de cerere. Ori noi ce facem? Pentru că ați zis, Doamne ajută! Noi ne aducem aminte de Dumnezeu când suntem la ananghie. Deci avem nevoie de Dumnezeu. E, realizăm o legătură cu Dumnezeu, iată, o relație de Dumnezeu de natură mercantilă. Doamne dăm, Doamne făm, Doamne rezolvăm. Ori nu este de ajuns. Aici nu prea încape dragoste, nu prea încape cinstire, nu prea încape, iată, prețuire în această rugăciune. Dăm, dăm, Doamne, dăm. Nu. Pe Dumnezeu trebuie să-L proslăvești. În fața lui Dumnezeu trebuie să te extaziezi, să-I aduci slavă. Iată, Dumnezeu este omnipotent, Dumnezeu este splendoarea absolută, este măreția neasemuită, este bucuria nemărginită, este frumusețea absolută. Trebuie să-L lauzi, să-L proslăvești, nu că Dumnezeu ar avea nevoie de proslăvirea ta, ci de fapt tu ai nevoie de proslăvirea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie, iată, să-L cauți și atunci când ți-a împlinit o rugăciune și trebuie să-I mulțumești la modul acesta zmerit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru viața pe care mi-ai dat-o. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia mea, pentru soția mea. Și așa mai departe. Știu că Episcopia Slatinei și Romanaților a inițiat o acțiune foarte frumoasă, un dar de Paște,
Cred că este cea de-a treia ediție. Cum se desfășoară? Am înțeles că pot fi aduse anumite bunuri sigur, la biserică sau la centrul eparhial. Sunt mult mai multe programe sociale pe care Episcopia Slatinei și Romanaților le înfăptuiește cu succes. Toate lucrurile acestea țin de un anume departament social. Dar fapta bună o putem face și într-un cadru sigur, organizat, instituțional, dar ea în mare măsură se face și la modul acesta concret și singular. Pentru că și la Scriptură spune să nu știe dreapta ta ce face stânga ta sau ce face stânga ta, să nu știe dreapta ta. În sensul că fapta bună trebuie să fie una discretă. Una care să nu ofenseze, una care să nu umilească, una care să aducă numai bucurie, să aducă numai împăcare, să aducă numai salvare și belșug. Toate sunt bune. Și fapta singulară, făcută și văzută numai de Dumnezeu, și fapta aceasta care ține de aspectul caritabil, ce îmbracă un aspect instituțional care, desigur, că aduce cinste și aduce onorabilitate bisericii ca instituție de binefacere, ca instituție care pune în practică, la modul acesta organizat, a învățăturii cristice. Iată, să faci binele, să dai un pahar de apă celui însetat, să dai o bucată de pâine celui flământ, să dai o haină celui dezbrăcat și așa mai departe. Știu că această acțiune este până pe 1 mai. Se pot aduce la biserici sau la centrul eparhial alimente neperisabile, bunuri de igienă. Suntem chiar la finalul emisiunii. Părinte, cum va fi organizată slujba de înviere cu restricțiile astea de... Da, Patriarhia Română a dat un comunicat în privința aceasta. Scuzați-mă că vă întrerup, am văzut că este publicat și pe site-ul Episcopiei Slatinei exact, și Romanaților, exact, cu toate regulile. Exact. Patriarhia Română, în colaborare cu Guvernul României, cu autoritățile competente, au emis un set de măsuri de siguranță în ceea ce privește pandemia de coronavirus, ca slujbele să se desfășoare, slavă Domnului, așa cum s-au putut celebra în toți anii, cu excepția anului trecut. Da. Deci sunteți organizați aici cu distanțare, sigur, cu tot ce trebuie. Distanțarea la 1,5 metri, purtarea măștii, dezinfecție cu substanțe dezinfectante. Cu mască, bineînțeles. Sigur, cu mască. Slujba se va desfășura prima parte, ca în fiecare an, în fața bisericii. După aceea se va intra în biserică, în măsura în care există spațiu. Și desigur că bisericile noastre, în general, sunt destul de micuțe, mici. Ca spațiu, ca volum. Am văzut că ați pus și bănci aici, foarte bine. Cei care țin neapărat să participe la celebrarea Sfintei Liturghii din noaptea pascală, pot să participe afară, pe esplanadă, cum e aici la Sopot, sau în fața bisericii, păstrând aceeași distanță. În general, bisericile sunt utilate cu instalații de sonorizare și va fi totul așa cum trebuie, ca să nu dăm apă la moară celor care nu văd cu ochii buni biserica. Găsesc de fiecare dată nod în papură, da, cum se spune, scuzați expresia, ca să impute anumite lucruri misiunii bisericii. Părinte, suntem chiar la finalul acestei emisiuni, Perfectul Simplu, și aveți ultimul cuvânt acum, un mesaj către cei care ne privesc. Cuvântul nu este al meu, cuvântul este al lui
Hristos. Este cuvânt de pace, de bucurie, de lumină, de iertare, de bunătate. Este cuvântul învierii, este cuvântul vieții, este cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să prindă contur și să rodească în chip însutit, iată, în inima și sufletul fiecăruia dintre noi, la acest minunat și mântuitor mesaj de Hristos a înviat.